Șerban Gheorghe, din Bârlad, județul Vaslui. Cresc porumbei călători din prin anii 70 și tot urmarea celor ani 71-2 aici, când am și început concursuri, chiar concursuri sau antrenamente și concursuri vagonade cu mesageria porumbei. Îi duceam la București mesagerii, din care la București vagonabe plecau la lansarea în Polonia. Și în toți acești ani de atunci, în prezent, am zburat când mai bine, când mai puțin bine, sau când cu rezultate, sau când fără rezultate. Eu, ca porumbei, din totdeauna, am crescut și cresc și am avut cu rasa Bric, care a fost a noastră în oraș, o rasă puternică de porumbei care se zbura prin anii 70. Mai nou, după aceea, au fost ceva, știi, ceva Van Hasten, care am avut chiar și eu descendent Van Hasten din Kennedy, cam așa ceva, al lui Van Hasten. Și apoi mai nou am băgat, mai nou, anii 70-80, am băgat în jur de 80 pe aici, am buselnic catris originale, am avut prin Via Crețulescu, importați. Așa, mai după ce Van de Veghe, Van Roy, Arden, de la Marta Vanghel, tot așa ce am avut, și mai nou, câțiva ani în urmă, Carteus, porumbei care am introdus în coteț. Adică porumbei tot pe lângă Van Roy și altele cu Arden, porumbei din maraton în coteț la mine, în care mai bine sau mai rău și arată, cam rar adevărat, și arată colții, și arată rezultatele. Dar toate este concură la o multitudine de cauze și de situații care trebuie susținute ca porumbei să-și arate valoarea. Am avut cu ani în urmă multe zboruri, Moscova, Berlin, chiar am avut un loc 3, un loc 2, provincia 3, Berlin, cu un porumbel din 2005, cam așa ceva. Moscova, iar locuri bunișoare de la Moscova, sosiri, mai bine zis. Și de atunci tot înșiram, practicat zborul de Gdansk, Varșovia, Gdansk, tot așa de bine ani. Am avut porumbel, iar la fel, loc 2, provincia Moldova, 2015-2016. Am avut loc 1, provincia Moldova, acum 3-4 ani, la Brăila, când a fost expoziția pe provincia Moldova. Eu, ca crescător, anual cresc, produc sau scot un număr de 70-80 de pui produși. În toți acei pui îi zbor cam până la 200, 250 pe ieșa maxim. Îi zbor pe cât pot, cât de unul singur, cât împreună cu asociația sau cu clubul orașul Bârlad. Următorul an, atât acești tineri cât și adulții, cam de regulă la 1-5-10 al lui aprilie bag la împerecheri. Și de aici, înainte, după împerecheri, începem antrenamentele cu clubul sau chiar cu asociația. Nu știu dacă este, noi suntem și o zonă mai dificilă, mai sărăcăcioasă, mai cu situația economică mai dificitară. Și nu ne permitem chiar să facem niște antrenamente, cum ar trebui, ne avem mijlocul nostru de transport, în fine.
ca să putem ieși după aceea, să zburăm afară fondului, că am zburat până acum cu Neamțul, acum mai recent de un an, doi, trei cu Bacău, în fine, depindem toți la mijlocul de transport a altora. Îl trimite când vor, când au, când pot, oricum, de exemplu, o ultima perioadă noi zburăm vitezile la două zile, nu îmbarcăm seara și a doua zi fie lansarea, îmbarcăm dimineața astăzi, din care porumbei noi stau toată ziua în mașină, ca a doua, după aceea mergem așa la Bacău și apoi următoarea zi dimineață se lansează la 200-300 de kilometri. Care asta nu prea este bine pentru noi vascuri. Ca zboruri folosesc metoda, în tot cazul, natural. Nu, tot mi-am propus să schimb metoda la văduvii, care aici este o protejare sau o dare a mai multe randament a fiecărui individ, atât femeia cât masculul, dar din lipsa timpului, din poate comoditate și teamă să nu mă trezesc într-o greșeală, am evitat de a pășă spre văduvie. Dar văduvia, eu cred că rămâne baza. Aici se protejează, în primul rând, masculii și apoi chiar și femeile. Dar mă gândesc, în primul rând, la masculi și femeile, că le dai peste cap că tot timpul când trezești, are ou care nu bagi. Eu, care nu o pot băga. De regulă folosesc eu atât femeia cât masculul, bineînțeles că îmi permite posibilitatea. Bineînțeles, ar fi frumos că întotdeauna femeia la fiecare etapă să fie pe ou de câteva zile depusii și, sau chiar ou aproape de ecluzionare, de ieșirea puișorilor sau pe pui mic, dar astea greu se întâmplă, nu poți folosi toate etapele din maraton care asta m-ar interesa. Zburată la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni, care nu reușești, trebuie să faci salturi și nu mai poți prinde 2 sau chiar 3 maratoane și tot așa ești dat peste cap. De asta am zis că văduvia îți dă șansa de a merge cu pași uriași și de a avea și rezultate superioare. Ca hrană la porumbei dau hrana de mâncare la sac de la diferite firme, producători, Domnul Feștilă, Târgu Neamț, pe la Afumațiar este un producător, Domnul Gagea la Suceava, iar la fel, dar cât e puțin, chiar prefer să fie jumate din acele mâncare care v-am spus mai înainte, la sac, și jumate pun din boabe, din partea locului, care sunt sigur că boabii sănătoase și așa. Nu că ar fi nesănătoase cele la sac, dar de multe ori am avut că o mai fost anumit saci cu mâncare mai ne la locul ei, cum ar trebui. Acum nu îi fac o reclamă urâtă, dar mai sunt care mai și greșesc sau stau saci de multe ori multă perioadă și așteaptă crescătorii ca să o consume. Și fiind mai sigur, am mai combinat cu mâncare din partea locului. Cum am un 10-12 ani, am înființat Asociația Columbofilă Cuza a județului Vaslui, care suntem afiliați la FNCPR. Ca păreri, succesele și depășirea momentului spre performanță, la mai bine, la mai mult și mai frumos, întorcând, derulând filmul înapoi, când prin 70 mergeam în vagonabe și îmbarcam pentru Varșovia sau, mai știu, Polonia, miercuri, și erau 2-3 zile porumbei în Cuști, astăzi cam aceleași treburi care avem, nu m-am gândit ca astăzi să progresăm în felul ăsta. Tot 2-3 zile stau porumbeii în mașini, din diverse cauze. Aș vrea, nu știu, poate să găsește o metodă să nu mai stea atâtea zile porumbeii în mașină, la indiferent de distanțe, găsite metode, modalități de a sta cât mai... Am visat ca astăzi porumbeii băgați la un fond, azi mâini lansați, nici de cum astăzi și peste 2-3 zile lansați. Nu mai vorbim de maratoane, care am progresat acum, de să împartă maratoanele din marți.
Nu mai știu dacă e bine sau e rău, dar nu le vine ușor și pe astea. Când mănâncă, când mănâncă, nu mănâncă, când beau, nu beau, cum se întâmplă. Și mașinile este, nu știu cât de performante, dar totuși lovim în munca noastră, în rezultatele noastre și, în primul rând, lovim în acești porumbei care săracii deja gata, terminați, se lansează și care mai apucă, mai ajung acasă, care nu se ridică mâinile sus, îl predă uliului, hultanului, cum se zice, sau rămân pe diferite cotețe sau diferite case, așa, abandonează, cum se zice, cursa.